Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova! Bine v-am regăsit din nou, stimați telespectatori! Și din nou, de data aceasta, avem o invitată de onoare, o invitată specială, un nume cunoscut. Și totuși, o prezint succint în foarte scurte date, pentru că dacă ar fi să o desfășurăm întreaga sa activitate, n-ar trebui întreaga emisiune. Este vorba de doamna profesor universitar dr. Suzana Fântânaru, cunoscută artistă plastică aici și în multe alte țări. Este o onoare să o avem invitată pentru că are un nume extrem de bine cotat, nu doar în lumea artelor plastice, dar mai ales aici, pe mapamond chiar, începând din China până în alte țări unde a avut expoziții, acum acasă, aici, la Timișoara, la Muzeul Național de Artă, este încă deschisă o expoziție semnată Suzana Fântânaru. Vom vorbi și despre aceasta, bineînțeles, dar și despre activitatea sa, fiind domnia sa ceva mai retrasă, nu își face o publicitate extrem de agresivă, deși succesele sunt de notorietate, de rezistență în timp și unele le-aș spune chiar incomparabile. Bun venit în emisiunea noastră și sigur, felicitări de la bun început pentru expoziția care este acum la muzeu. Putem să începem fie de la aceasta, mergând înapoi retro, și poate că chiar așa ar fi bine, fiind de mare actualitate, și ajungând apoi la date care conturează în final profilul artistic atât de bine cunoscut și bine cotat, Suzana Fântânaru. Eu încep aici cu o prezentare scurtă a unui album, după cum vedeți, absolut impresionant. Un album, Suzana Fântânaru, care aici își prezintă in extenso cele mai importante lucrări și concepții artistice ale sale, pentru că, într-adevăr, renumele vine de la această particularitate a conceptelor creative. Greșesc? Nu. Este așa. Acest album a fost editat în Austria, la cea mai importantă editură de profil, și vreau să vă spun că și condiția grafică este absolut impresionantă. Se vede, după cum au fost reproduse lucrările, calitatea, nu doar a montării în pagină, calitatea hârtiei și a imaginilor în sine. Cum s-a putut publica acest album complex în Austria? A fost o îndelungată colaborare cu managerul Alexandru Gerdanovici, actualmente șeful departamentului cultural din Klagenfurt, care s-a născut de fapt la Timișoara, dar locuiește în Austria, care a făcut un proiect cu artiști din Timișoara și artiști din Klagenfurt. Da? Timp de 10 ani a făcut un schimb de expoziții și cu această ocazie eu am putut să demarez și să etapizez la Galeria 3, pe care el o curatoria, toată opera mea, făcându-mă oarecum cunoscută în zonă. Și atunci și a fost propunerea de 10 ani. A fost propunerea de a scoate un album bilingv, româno-german, tocmai în Austria, fiindcă deja publicul austriac era familiarizat oarecum cu lucrările mele. Și lucrările expuse acolo, ca să ajungem la expoziția actuală, lucrările expuse au fost o parte probabil donate și restul au revenit în țară? Da, o parte au fost donate.
și au revenit în țară o altă parte importantă care constituie de fapt structura expoziției actuale, care se numește Catarsis la o margine de lume și care e deschisă, după cum spuneați, mai mult timp, până în 30 mai 2004. Vai, un record vizualizare de timp pentru vizualizare expoziția unui artist contemporan. Noi avem aici deja imagini și dacă din vreme în vreme puteți să le e chiar de pe banner, de pe afiș, o lucrare, Memoria ingenua, Cartea nescrisă, sunt o parte din obiecte. Va rula încă, da, încă o suită de imagini. Foarte, foarte bine că e elocvent pentru activitate. Deci, începând cu organizarea, după cum așa? Observăm în imagini, începând cu organizarea expoziției, care da, sunt momentele cele mai sincere, cele mai autentice, până la finalizarea celor 9 săli, spații care poartă fiecare câte un concept realizat de curatoarea extrem de profesionistă, Andreea Foanene. Cu această domnișoară, doamna Andreea, lucrați de multă vreme? Sau nu? Da, am colaborat cu ea, dar de anvergură și pentru o retrospectivă la nivelul acestea, în context brâncușian, da, a fost într-adevăr o deschidere și o colaborare excepțională. E o curatoare este că, tânără. Da, expoziția vine imediat după închiderea expoziției Brâncuș, dar a fost în chiar, paralel. A fost și în paralel două luni, ceea ce a însemnat o onoare înălțătoare pentru mine, pentru Muzeul de Artă, ca un artist contemporan, să aibă în vecinătate o expoziție Brâncuș. Pe de altă parte, o responsabilitate imensă privind calitatea, concepția și mesajele transmise. Este într-adevăr a fost vizitat. Un lucru extraordinar. Atâtea săli, atâtea lucrări, o retrospectivă pe care nu știu dacă o comparați cu altele. Nu, o compar cu altele. Totdeauna există un vârf în viața unui om. Frumos. Sau în lume. De ce s-ar fi un fel de vârf? Da, pentru că expoziția a fost apreciată de personalități care au vizitat expoziția Brâncuș și au vizitat și expoziția Catarsis la margine de lume. Doamna Doina Lemni și domnul Ștefan Lemni au vizitat în mod special și expoziția mea înainte de închiderea expoziției Brâncuș și au făcut aprecieri publice la o conferință de presă. Spun toate astea pentru că s-au corelat evenimente excepționale în anul capitala culturală europeană a Timișoarei și că în acest context de mare calitate am reușit să reprezint arta contemporană Timișoara în condiții cu totul speciale. Frumoasă mărturie, rămânem aici și notez încă o dată titlul, pentru că nu toată lumea știe că de fapt este un titlu care reiterează un concept clasic, catarsisul prin artă. Catarsis însemnând un fel de vindecare, de auto-exprimare vindecătoare prin artă. Cunoscutul catarsis și în literatură, iată-l și în pictură. Trebuie să precizez că acest titlu frumos și adânc și liric și interesant îi aparține curatoarei Andreea Foanene. Foarte frumos, o felicităm. Sună foarte bine un catarsis. Și pentru că e vorba de atâtea săli și de fiecare sală ține un concept, haideți să ne imaginăm că suntem însoțiți de chiar artista și autoarea expoziției. A apărut imaginea cu afișul
monumental de la intrare și se rulează o parte din obiectele tridimensionale aparținând celor nouă spații, dar sunt eșalonate. Deocamdată fiecare lucrare reprezintă un mesaj, dar împreună e un mesaj global, e un mesaj al binelui, un mesaj al recuperării trecutului cu ce a avut el mai bun, a renegării violenței, a perpetuării memoriei, pentru că am și materiale scrise vechi din timpul studenției și una din săli, cea mai mare de altfel și de la intrare, prezintă 32 de lucrări din timpul studenției. Lucrări plastice? Gravuri, sunt gravuri din timpul studenției, inclusiv lucrarea de diplomă. Deci cu adevărat o retrospectivă eșalonată în timp, dar foarte, foarte concentrată. Mai lipsesc o parte din etapele pe care le-am parcurs în periplul meu de descoperire a limbajelor plastice, dar tocmai de aceea a renunța și a concentra pe puncte de forță și de memorie, cred că dă calitatea intrinsecă a unei viziuni noi privind conceperea unei retrospective. Pentru că nu am vrut să fie o retrospectivă epică. Am vrut să mai mult conceptual, zi, așa e? Să o aducem la zi și sunt și lucrări foarte noi. Și lucrări noi. Da. Dar apropo de concepte, pentru că e vorba de nouă săl, nouă concepte, ați enumerat acum niște elemente care țin de conceptele respective. Mai în detaliu, așa, ca să vedem mărturia artistei, cum ajunge la aceste concepții, pentru că un concept presupune o suită de lucrări, alt concept, altă suită de lucrări. Deci se muncește absolut aplicat. Aș spune așa, mai metaforic, prin așteptare. Deci, ca să coagulezi și să rotunjești un concept, trebuie să aștepți lucrând, bineînțeles, și exersând foarte mulți ani. Deci am etape care sunt și de gândite 10 ani, 15 ani, așa, 20 de ani. Deci se conturează în timp acel concept. Se conturează în timp și trebuie să știi să aștepți, să prindă cheag fiecare lucrare și să comunice de fapt una cu alta, în măsura în care gândești să faci o retrospectivă, să nu izolăm lucrările, să nu le îndepărtăm unele de altele, ci să le apropiem, să le coagulăm și atunci impactul la public e mult mai puternic și mai clar. Și atunci mai clar se obține și imaginea de ansamblu, da, a structurii artistice. Da, vorbim și de globalizare acum, oare? Dar, se poate și în artă. Această răbdare înseamnă, sigur, muncă, inspirație. Asta sigur înseamnă că la o lucrare reveniți pe parcurs? Revin nu foarte repede, ci chiar după vreun an, după vreo 2 ani. Asta e foarte interesant. Da, interesant e timpul șlefuirea. Este cel care conturează mai bine. Dacă timpul pune prea multă patină prin așteptare, eu șlefuiesc și o reînnoiesc. Ce frumos spus. Da, pentru că sunteți și autor de versuri, se simte. Rămânem în acest spațiu. Vreau să zic că vorbim de un ansamblu. Echipa de la muzeu. De la muzeu. Vorbim de o coerență în lucrări. Am văzut Andreea Fonene și Ileana Pintilie. Și Ileana Pintilie. Da, vor reveni, sunt prezenți. O retrospectivă, spuneam, care relevă, de fapt, structura complexă a artistului, a autorului. Am observat, pe lângă diversitatea de modalități de expresie diferită și folosirea de, să spunem, materiale diferite. Tactilitatea.
Da. Când vorbim de materiale, atunci iată afișurile care vorbeam. Expresia primă și majoră este de artistul acela de a desprinde din bidimensional și de a trece cu lucrarea și cu viziunea respectivă spre tridimensional, e ceea ce am făcut și în ca teorie, am făcut în teza de doctorat, trecerea de la bidimensional la tridimensional, pentru a ajuta publicul, am o imensă dorință ca publicul să perceapă și să înțeleagă de jur împrejur, asta fizic vorbind, dar și spiritual, să pătrundă în interiorul lucrărilor cât mai mult posibil. Deci artistul trebuie să găsească un limbaj anume, bineînțeles, care este specific într-un fel, prin experiență, dar transmiterea mesajelor au elasticitate atunci când propui și anumite zone inventive de proiecție a mesajului către public. E foarte, și aici e o adevărată știință care trebuie exploatată și ați pronunțat cuvântul spiritual. Eu chiar voiam să remarc atunci când prezentați modalitatea de gândire, faptul că, practic, trecând de la materialul obișnuit, bidimensional, cum spuneți, într-o altă dimensiune, sferă, deja trecem într-un alt mod de sugestie. Puterea de sugestie o dă nu doar materialul, ci tocmai modul cum este folosit artistic. Exact cum spuneți, că există un cod prin care doar artistul reușește să facă legătura cu publicul. Sau îl ajută. Sau îl ajută. Da. Vreau să spun că efortul de a sugera tridimensionalitatea care este așa specifică sculpturii, arhitecturii și așa mai departe, este făcută de un grafician care lucrează cu doar o hârtie, cu hârtia care e fragilă și perisabilă. Deci nu e un material atât de puternic încât să poți avea curajul să faci obiecte antropomorfe tridimensionale doar din hârtie. Fie ea și mototolită, agresată, dar faptul că un grafician propune ca din hârtia caldă, începând cu scrierea și terminând cu foile albe, pur și simplu nescrise, începând cu ilustrațiile care presupun o pedanterie a cărții și terminând cu a aduna ready-made hârtii aruncate și abandonate în cantități mari pentru a crea niște obiecte antropomorfe, de fapt foarte asemănătoare sculpturii, este un exercițiu care te costă aproape toată viața. Și l-ați exersat. Da. Și ați folosit și în expoziția unică, ambalajele foarte interesantă, nu? În care au fost folosite obiecte, mă rog, să le spunem, care nu mai aveau nicio utilitate, da, erau uzate utopice, da. Și chiar a rezultat și o carte publicată în Franța de către Rodica Draghincescu, exact. Da, poeta, da. Care a fost impresionată de modul cum niște mici obiecte fără utilitate, dintr-o dată, artistul reușește să le readucă la o anume simbolistică, să le dea un spațiu util, să le dea o nouă existență, bineînțeles, ideatic vorbind. E o reinvestiție artistică, deci redimeți intenția autorului de a recupera obiectele inutile. Cândva spuneam, salvați obiectele singure, dar fără investiția artistică și fără a le recompune într-un anumit registru
cosmic, dacă nu spun prea mult, avea un risc foarte mare al derizoriului. Am intrat dar derizoriu. Din derizoriu cules de mine, până la urmă, după un exercițiu de 10-15 ani, cu aceste jurnale utopice, care de fapt sunt proiectate pe niște suprafețe foarte mari, de pânză de in, bumbac sau cânepa, și pe urme de fier de călcat, ca să am niște direcții și niște ogive arhitecturale, să pot stabiliza aceste obiecte în niște repere compoziționale, a fost, cred, un exercițiu bun, deoarece anul trecut am avut 3 expoziții curatoriate de Cristina Simion din Germania, numai pe jurnale utopice. Numai pe această idee. Numai. Asta voiam să spun, că se poartă în lumea largă acest gen de recuperare, un fel da, de... Redimet, da. Da, restituire. De aici mult. Este valoarea artistului, că reușește să le redea un nou simbol de existență la nivel artistic, bineînțeles. Da. Și au și un titlu interesant, Jurnal Utopic. Jurnal utopic. Sunt utopice. Care fiindcă... fiecare țin de o existență care ar fi putut fi oricând o pagină de jurnal a cuiva care le-a folosit. Este pagina artistului vizual. E atâta vizual în aceste jurnale utopice și de aceea am pus urmele de fier de călcat ca și repere, ca și cum ar fi niște zile, niște săptămâni, niște luni în care prin vizual, prin aceste obiecte redimed, privitorul să se apropie de autor, ce a gândit, ce a făcut în acea zi, cu ce obiecte a fost în corespondență practică sau spirituală și așa mai departe. Foarte interesant, foarte interesant acest jurnal utopic, spuneam, care a determinat la un moment dat și o carte, iată, cu deschidere largă, nu? A fost da. Și în România și în Franța. Aș dori să ne mai menținem puțin în acest spațiu expozițional, pentru că treptat se conturează personalitatea artistului, pentru simplu motiv că ați mărturisit, deja ați spus mărturia, că lucrați într-un raport special cu timpul. Timpul este într-un anume mod da, așa valorificat. E. Da. Pornind de la așteptare, ceea ce e foarte rar la un artist. E greu să accesezi așteptarea. Așa este. Da. Pentru că inspirația e acum. Următoarea dată când se lucrează și apelezi la inspirație, sigur te conduce spre o altă inspirația nișă. Inspirația nu așteaptă timpul. Tocmai asta e. Dar e o foarte interesantă conlucrare între timp inspirației, și grabă. Graba da. Inspirației, dar chiar și graba existenței noastre de azi. Și artistul are răbdare. V-ați există un risc. Există un dar risc pentru că viața această răbdare. Nu e așa de lungă. Sau e structurală? Odată că e conceptuală. Fiind mai retrasă, cum ați prezentat la început, probabil că e un mod de a fi. E un mod de a fi. Da. Dar sunt conștientă că trebuie să mă lupt cu timpul nu cum vrea el, nici cum vreau eu, ci cum curge el. Pentru că dacă nu analizăm conjunctura în care trăim și felul în care se schimbă etapele omului sau ale lumii, nu cred că putem să ne identificăm ca niște artiști care au ceva de spus. De aceea zic că așteptarea conjuncturală spune foarte mult. Da. Așteptarea conjuncturală și înțelegerea mediului în care trăiești, țara în care trăiești, continentul în care trăiești, firele culturale pe care le ai, reperele care îți creează confort spiritual, adică cultura pe care trebuie să o cultivi, nu neapărat să te cultivi pe tine însăți,
ci să cultivi cultura de-a lungul timpului, idee. Pentru că îți creează confort spiritual și e un platou de bine pentru creație. Dar ca să te corelezi cu ceea ce spune spațiul larg cultural moștenit ca pe o emblemă, da, pentru că eu am trebuie și să o cunoști foarte bine și da, da, trebuie timp pentru așa da, ceva. Da, eu am, mă scuzați, eu am o sală, ultima, a noua, căreia i-am dedicat-o artei egiptene. Dar încercând să eu, europeanul, să gândesc ca și cei din Orient, dar aducând din calitățile inventive artistice, cum sunt mumiile egiptene, către da. Noi, înțelegerea noastră, folosind și materiale destul de derizorii și ele înnobilate cumva și iar cu trimiteri către spre trecerea aceasta de la o viață la alta, care e atât de diferită în Egipt față de noi. Acele mumii egiptene da, mi-ați luat-o și înainte, că asta voiam să întreb pentru cei care poate sunt curioși să știe la o activitate atât de vastă, de bine cotată în lumea largă, faptul că vorbeam de concepte, conceptele sunt rotunde și diferite între ele, dar în așa fel încât să poată să fie legate și să dea în final acea structură, imagine de structură artistică, au fost aceste concepte pe parcurs venind, au fost etape și etape, da? Da. Care a fost etapa de început? Că acum e etapa prezentă, am înțeles că suntem cu prezentul, cu jurnalul. Etapa prezentă utopic, care totdeauna are fire în trecut, da? Până la urmă, nu sunt foarte dezmembrate. Ele se leagă cumva așa invizibil și e bine așa. De început, de carieră sau de concept artistic. De concept artistic. Da. Când am privit prima sală a studenției și am urmărit și privitorii, spectatorii, parcă nu există așa o diferență mare între ceea ce lucram atunci la 25 de ani și ce am lucrat acum la o vârstă, ce interesant, la o vârstă foarte înainte. N-ar exista diferență de viziune și de sobrietate, de adâncire, de aha, poate un pic de lipsă de joc, dar să nu uităm că eu am trăit în două etape politice. Una, cea a comunismului dur și cealaltă a libertății, când trebuia să-mi recapăt libertatea și timpul care nu s-a enunțat a fi cel mai prolific în măsura în care nu aveam voie să expunem nicăieri. Asta vreau să întreb. În arta plastică și în arta pe care o exersați, au existat anumite bariere care vă impuneau asta nu pot să exprim, deși puteau fi cifrate la un moment dat în concepte? Aceste bariere care existau a făcut din artist, sau cel puțin în cazul meu, să caut căi și subiecte și mesaje care nu au nicio atingere cu suferința pe care o aveam noi din lipsă de libertate. Și atunci arta abstractă, în perioada anilor 70-75, era una din formele de recuperare pe undeva și de îndepărtare de la subiectele grotești și manipulatorii. Da. Și atunci ați mers pe abstract. Pe abstract, în arta contemporană, figurativul, omul, corporalitatea sunt atât de enunțate și atât de libere încât de-abia acum ne dăm seama ce diferență este de concept între un artist care trăia într-o societate claustrată, dură, spații și artiștii care trăiesc într-o lume liberă. De spații de exprimare. Atunci și omul e liber, și corpul e liber, și mișcările sunt libere.
Și la un moment am observat în studenție gândirea, acea, nu? Expresia, acea da. Îmbătrânire așa pretimpurie. Da? Da. Da? Da, lipsă de joc. Eu am luat lipsă drept, de joc, lipsă am de... Am luat-o drept o putere de concentrare, părea, austeritate este, puțin. Este, este, este și putere spre binele artistului, artistului. Și artei, da, da. Da, dar de, îndedesubt. Erai forțat să, erai să îndedesubt. Accepti aceste limite. Am vorbit de arta... exotică, să-i spunem, dar ați atins și ați putut să fiți la nivelul acela, să zicem, mondial, pare să, să fie foarte mult, mult exagerat, dar ați primit premii, ați fost foarte bine cotată, cred că de vreo două ori, la expozițiile din China. Deci, apropo de încifrare artistică, specialiștii în domeniu, privitorii, vizitatorii și artiștii din China au putut să acceadă. A fost acel cod general uman, general artistic, general existențial care a funcționat. Da, pentru că acolo manifestam interes foarte mare, de altfel nu mi-a scăzut niciodată, pentru xilogravura. Sigur. Iar chinezii sunt foarte, foarte, foarte adânciți era, pe, pe gravură, pe xilograburii, da? Da, era pe, eram în faza când exploram gravura cu mare, mare inventivitate și atunci am luat un premiu de excelență la o bienală foarte importantă și o medalie de argint, tot la Beijing. Cu la Beijing, invitație da? Personală acolo. Cu invitație da. Personală. Da. Cum, cum ați reușit? Se trimiteau lucrările? Da, te înscrii. Totuși suntem pe... E concurs. Pur și simplu e un concurs mondial. Pe o distanță geografică cu un anumit, cu un anumit regulament pe care îl respecti și trimiți lucrările. Și trimiți lucrările. Da, da, totul, da. Totul faci pe cont propriu. Pe cont propriu. Și pe riscul da. Financiar tot propriu. Și financiar tot pe da, cont pentru propriu. Că jurizările sunt foarte severe. Așa. Intră foarte, foarte puțini artiști. Sunt bienale în China în care din toată lumea intră doar 60 de artiști. Din toată lumea? În toată lumea. Doar 60 la de Tokyo, artiști? La Tokyo, de exemplu, e acolo trienală foarte importantă. La Tokyo cum e? La fel? Da, deci jurizările acestea internaționale, nu numai în China sau în Japonia, sunt foarte severe. Așa și trebuie, este un nivel severe. În alte nivel universal, pe mapa mond. Deci 60 de artiști din toată lumea. Cerințele, cred că, competitive de la o țară la alta sunt foarte mari. Mari. Și poate, poate nu totdeauna... Înțelese. Sigur că pentru da. Că una e viziunea... Dar lucrările, ei impun o tematică, ziceți că trimiteți lucrările. Era vorba de xilogravură. A fost o expoziție care avea și o secțiune de xilogravură, să zicem. Dacă voia să participe un artist plastic, să spunem, figurativ, nu non-figurativ, nu abstract, putea? Erau... Mai multe secțiuni? Erau mai multe secțiuni, genurile erau diferite, dar nu extrapolând pictura sau sculptura, nu. Ci tot în bidimensionalul desen. Formula de expresie conta. Da, desen, gravură, da, cam da. Pe aici. Și întrebați de, de o anume temă, câteodată se enunță câte un generic foarte larg și de multe ori e fără. Fără temă. Contează valoarea asta, voiam să spun, contează valoarea artistică. Și e foarte important lucru că ați fost de două ori invitată. Ei, ca să rotunjească, de fapt, și să pună în valoare o anumită temă, fac simpozioane după aceea. Deci te invită la simpozioane în același timp și artiștii da, să da, înscriu. Ca o întregire da, și o prezentare și teoretizează pe baza bienale. A ceea ce a fost cu lucrările. Da. Și, sigur, experiența aceasta este referențială. Alte experiențe europene, să zicem, de data asta, care v-au marcat una așa? Una mai recentă și începe să nu fie chiar atât de recentă a fost Bienala din Italia.
renumita bienală la Veneția? Nu la Veneția, lângă Veneția. Lângă Veneția. Paper Made s-a numit o bienală a cărții, unde România era invitată, a fost acum 2 ani, a fost țară invitată. Fiind țară invitată, atunci au fost mai mulți artiști, un lot de artiști care prezentau lucrări la... Și? Și am luat medalia de aur. Ne oprim. Din păcate n-am ajuns medalia până de aur acolo. La o bienală atât de renumită europeană. Da, și... Cu tradiție. Membra... Cu ce ați participat, UNESCO. Cu ce ați reușit să învingeți? Am participat masiv cu vreo 7 lucrări diferite, cărți obiect. De altfel, a fost o comunicare destul de strânsă cu organizatorii care, până la urmă, din materialul pe care îl prezentai, ei selectau anumite genuri de lucrări, încât a fost mai diferit. A fost și gravură, a fost și carte obiect și a fost și desen. A fost chiar și colaj, breviarele totemice. Și toate la toate le-ați acoperit? Da, da, le-am acoperit. La toate au și rămas acolo. Foarte mare lucru. Medalia de aur e una. Și să o iei la nivel european, o bienală extraordinară. Lucrările au rămas și acolo, în vreun muzeu? Da, e un muzeu acolo și au rămas acolo, la muzeu, pentru că e o condiție ca premiatul să... Păi, nu se ofere, da. Rămân acolo. Sunt anumite, sigur că da, sunt rămân anumite elemente loc... care presupun că intră în istoria existenței bienalei, nu? Da, să aibă exact. Puncte de Noi am avut concrete. Din partea României curator pe Ovidiu Petca de la Cluj. El a fost acolo și a gestionat tot lotul de artiști foarte buni din România, inclusiv Cristian Paraschiv, care trăiește în Franța. Și România s-a prezentat foarte bine. Da. Deci chiar dacă am luat medalia de aur, m-am concurat și cu colegii mei. Nu numai cu lumea întreagă. Cu cei din România. Da. Foarte, foarte frumos. Toate gândurile admirative. Și pentru că sunteți și cadru universitar și ați avut, desigur, studenți talentați, masteranți, poate talentați, așa, pe scurt, s-a întâmplat să fie cineva format în stilul dumneavoastră sau să fie atras și să încerce să se apropie de acest stil, nu să-l copie, dar să preia o treaptă de pornire în arta pe care probabil își dorește să o facă cunoscută? În timp ce predam cursurile diferite de compoziție, de gravură, am simțit o... pe câțiva din studenți, foști studenți, că sunt foarte atrași de xilogravură. Da. Și atunci am considerat că trebuie să fac un proiect cu ei pe xilogravură, tocmai fiindcă am văzut interes major pentru xilogravură, pentru genul acesta de gravură care e cea mai străveche. E veche, și am făcut, să vă întreb am făcut, dacă e adevărat că e și foarte complicată. Presupunem o maximă manualitate, da, e pe lemn, e manual, totul e complicat, făcut, totuși, manual. Din și manualitate să ajungi la artă. Gutenberg, când a săpat literele și a început să tipărească cărți, îi datorăm atât de mult. Da? Da. Deci și aia era un fel de xilogravură, pentru că era, da. Chiar dacă erau cioplite literele, având dorința să tipărească cărți, și să ajungem la civilizație înaltă. Da. Sigur, noi preluând acum în lumea contemporană, viziunea s-a schimbat, există mijloace explorări mai curajoase, mai puțin clasice. Și am făcut un proiect care s-a numit Xilogravură Matrice Stilistică, câștigat la primărie, proiect important. Așa. Și am... reușit să formez un grup de xilogravori care trăiesc, între timp au terminat facultatea, unii au plecat în străinătate, unii au rămas aici. Și atunci, ca să-i aduc împreună, prin xilogravură, am creat acest proiect și a fost derulat și în Mexic, la 2 instituții de cultură, și la Muzeul din Galați, și la facultate, și la Helios.
lucrurile se amplifică din nou. Da, și în Canada. Deci grup de foști studenți masterați din Timișoara au ajuns să exerseze această artă cu un trecut, mă rog, spectaculos, să o accepte în condițiile moderne, dar cum de-ați trimis în Mexic? A fost iarăși vorba acolo de avem în grup, o selecție foarte în mare? În grup exista Cristina Simion, care era fosta noastră studentă și care făcea foarte bună xilogravură și linogravură. Și era în Mexic. Ea s-a mutat în Mexic, profesoară acolo, și a putut să relaționeze grupul. Ce interesant! La două instituții importante culturale, la două instituții. Și la universitatea de acolo, da. Da, deci L-am depus ați creat o școală, ca să spunem așa. Am depus proiectul ăsta și la Veneția, la un concurs de proiecte. Am câștigat foarte multe puncte, dar nu suficient, cu vreo 2-3, ca să-l câștigăm. Și a fost concurs foarte mare, dar foarte apreciat. Și, cum să zic, doresc din suflet, dacă timpul mai îngăduie, timpul fizic, timpul biologic îmi va îngădui, aș vrea să-l continui totuși. Proiectul. Deși între timp, foștii studenți sunt niște artiști extrem de importanți, nu deși, ci tocmai pentru că sunt niște artiști atât de buni. Cei care au fost rotunjit, dar unii au rămas și la noi. Unii da? Sunt la noi și unii sunt în străinătate. Da, dar arta îi unește pe toți. Da, așa s-a întâmplat. Am făcut și un simpozion pe, apropo că arta unește, care s-a numit transgeografic la Helios. Transgeografic. Și adică au venit Am încercat și din punct de vedere teoretic să facem legătura dintre generația tânără și acum poate matură, cei care trăiesc în străinătate și cei care trăiesc aici. Da, foarte interesant. Și apropo și de sunt în legătură două aici. Generații și de expresivitate artistică, există un element care îi leagă în arta contemporană, indiferent de generație? Sigur că da. Care ar fi acesta? Leagă. Dorința de noutate, de a noi, de a experimenta? Una din condițiile acestui proiect de care vorbesc era inventivitatea și apel la noutate. Apel la noutate, dar noutate nu făcută superficial de azi pe mâine, ci temeinic. Foarte temeinic. Temeinic, da. Da. Foarte, și foarte sigur interesant. Că leagă. Arta în general e, iar ajungem la titlul expoziției mele de la muzeu, Catarsis. Catarsisul, da. Iată că această viziune largă pe care o are artistul poate să treacă peste frontiere și granițe, nu contează, geografice. O lucrare la care v-a reținut atenția, da? Îmi atrage atenția și pentru faptul că am dedicat această instalație, este fotografiată separat, că e formată din trei elemente, se cheamă Visul lui Tristan Tzara. Da? Pentru că îi datorăm lui Tristan Tzara mult, din avangardă. Sigur. Și ceea ce a făcut la Paris, românul nostru, a orientat foarte multe generații spre... Ce interesant da, că... Da. Și am dedicat o instalație la sala numărul 8. Acest Visul set Tristan de lucrări. Țara. Dar iată ce înseamnă iarăși larghețea spațiului, arealului artistic. A trecut din literatură la simbolul fiind acela care i-a dus, iată, în arta datorăm și grafică. Datorăm și Vandei Mihuleac de la Paris, excepționala noastră graficiană, care s-a ocupat de avangarda românească acolo și care a făcut foarte multe proiecte legate de Tristan Tzara, omul aproximativ, sau verbalizăm. Și de asta zic că între diaspora și artiștii de aici există legături, în primul rând, prin ideile artistice. Ideile artistice și prin ceea și ce... prin respectul. Prin substratul pe care toți l-au luat tot de aici, prin
ceea ce moștenim spiritual. Aș vrea să spun că și respectul reciproc între artiști e foarte benefic. E foarte bun. Chiar dacă concurența e atât de mare, e imensă concurența, pentru că arta majoră este cea de vârf și e importantă și se ajunge foarte greu. Dar totuși respectul reciproc între artiști și admirația reciprocă, zic că e o notă benefică pentru a merge mai departe. Probabil că în arta plastică, mai mult decât în alte arte, acest respect și admirație pentru cel care a ajuns în vârf presupune dorința ca și el să exerseze în continuare, o dorință nobilă la urma urmei, și să ajungă la fel, acolo în vârf. Eu mi-am dat seama... Cu invidia n-ar reuși. Nu. De ce am deschis subiectul ăsta? Pentru că revenind la expoziția asta a mea de la muzeu, am trăit un sentiment al onoarei imense a conjuncturii și a vecinătății cu Constantin Brâncuș. Asta nu înseamnă că e de acum doar. E din totdeauna. Valoarea a fost... apreciată din totdeauna, dar apropierea, vecinătatea cu un spirit atât de mare românesc și în aceeași perioadă și universal, perioadă, da. Ne face mai buni, ne face mai conștienți și mai responsabili de ceea ce avem de făcut. Ați știut de mult despre acest lucru? Nu era chiar atât de premeditat. Nu? Nu chiar de mult, dar nu pot să răspund în locul curatoarei, poate că ea a meditat mai de mult. În orice caz, e o alegere extraordinară. Eu știu că noi vorbeam și la începuturi, când se vorbea de capitală culturală și aveați niște gânduri, niște idei, niște intervenții pe măsura începutului, tot artistic vorbind. Și iată, acum s-a reușit, s-a întâmplat să fie ceva foarte frumos. Am spune chiar magic, să intri în 9 săli. Este ceva greu de imaginat. Câtă viață e acolo, câtă dăruire, câtă imaginație. Într-un muzeu care... Câte simboluri sunt adunate acolo. Într-un muzeu în care... Brâncuș a poposit 5 luni. Exact. Și unde acolo a fost magia, pentru că atâta lume, atâta mii de oameni au venit din țară și din străinătate să viziteze această expoziție de la muzeu. Cota Muzeului Național de Artă a crescut foarte mult. Îi datorăm lui Brâncuș enorm. Mereu avem să-i datorăm lui Brâncuș și nu numai lui Brâncuș. Și lecțiile primite de maximă valorizare a artei românești ne face mai buni. De fapt, ați mai pronunțat cuvântul acesta în gen de, să zicem, tematică pe care o aveți în vedere. Bunătate, comunicare, simbol, înțelegere, aspirație spre înalt. Toate astea arta le poate favoriza dacă știi să deschizi și ai cheia magică, atunci da, se poate. Se poate. Talent, muncă, perseverență, dăruire, implicare, ceea ce există de când vă știți. Un nume bine primit pe toate simezele, să zicem așa, și europene și dincolo. Am în față și această carte care spuneți că e ceva mai veche, dar ea e la fel de... Nu e chiar veche. Nu e prea veche. 2022. Este un exces de melancolie, o carte care ziceam că nu își pierde valabilitatea, ca să zicem așa, și noutatea, pentru că un text scris, un text literar, este oricând susceptibil de noi interpretări, așa că oricând este o carte nouă. Dacă stau să mă gândesc, ați spus bine cu vechiul, pentru că aici aceasta e singura mea carte de versuri, e o antologie, pentru că am adunat
toate poemele care le scriam eu de tânără, de adolescentă. Și nu le-ați aruncat de la adolescență? Pentru că nu am avut de gând să public. Nu am avut de gând să public. Pe mine m-a ajutat poezia foarte mult în a-mi echilibra existența. Da, e un mod de exteriorizare. Da. Da. Poezia și arta plastică. Asta voiam să spun, că nu ne-am aștepta după atâta strădanie, atâta ardere depusă cu răbdare, dar consecvent în timp, pentru arta plastică, să vedem și o carte de poeme semnată de Suzana Fântânaru. Este foarte, foarte interesantă, cred că există aici o legătură între cel care scrie versul și același eu care exersează după aia arta plastică. De fapt, nu m-am desprins nici în cartea asta, pentru că are 18 autoportrete. Am văzut, De tinerețe. De tinerețe. Și undeva... 18 autoportrete. Da, e un fel de... Și profesorul și scriitorul Ovidiu Pececan... Așa, a insistat să publică această carte, probabil. A insistat. Că... Și aș vrea să vă întreb dacă astăzi, mâine, ieri, poezia tot a fost prezentă lângă plasticiană, lângă artistul plastic, graficiană, xilogravură. E o situație... Autor de concepte, pentru că aici mă gândesc că nu greșesc dacă spun, și știe o lume întreagă, chiar dacă nu-i specialist, nu fiecare artist plastic are un concept propriu pe care îl duce la final. Mulți merg pe, și pe inspirația de moment, dar aici e vorba de o creativitate care duce spre profunzime, spre o legătură cu eul profund, existențial, nu eul personal. Riscul e că mai cădem în abis. Mai cădem și în abis. Ne ridicăm mai greu de acolo. Dar am înțeles. Și vă ajută astea-s arta. Valurile. Verbul, cuvântul și întrebările. Da. Monologul. Monologul. Și așa ajungem și la conceptele care... Repet, având niște concepte, 9 săli de expoziții, asta presupune o foarte puternică ancorare într-un fel de a fi numit viață. Da. Arta egal viață. Așa vedem noi că faceți. Da. Pare că este. E o dăruire... Și arta vindecă și catarsisul se poate observa. Nu e foarte departe, chiar dacă se zice că la o margine de lume, depinde cât de departe e marginea aia. Frumos, da. Se merge iarăși pe simbol, pe interpretare. Eu aș mai fi avut niște dorințe și întrebări, dar timpul, să știți că s-a scurs, mi s-a făcut semn, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru aceste mărturii artistice, toată admirația, mult, foarte mult succes în continuare. Onoarea pentru Timișoara este această expoziție retrospectivă cu 9 săli la Muzeul Național de Artă, toate cu lucrări semnate Suzana Fântânaru, profesor universitar, doctor, dar înainte de toate cunoscut, recunoscut, onorant pentru toată lumea artistică, Suzana Fântânaru. Mulțumesc pentru prezența în această emisiune, această convorbire pe care o iau drept o mărturie de artist. Mulțumesc foarte, foarte mult. Este un moment memorabil și nu pot să uit niciodată că emisiunea este făcută în favoarea lui Constantin Brâncuș de la Muzeul de Artă, unde eu, pe undeva departe,
dar destul de aproape am fost vecină cu marele artist. Foarte frumoasă întâmplare pentru Timișoara culturală și pentru CV-ul artistic al Timișoarei, nu numai al autoarei. Mulțumim foarte mult pentru prezență și mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit. Sunt Veronica Balaș. Ne vedem, ne întâlnim, ne auzim duminica viitoare la aceeași oră. Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.